Pompierii Zelouan au fost solicitați la Vila Vlad din municipiul Salău pentru un incendiu izbucnit la acoperișul localului. La fața locului s-au deplasat două autospeciale cu apă și spumă pentru a lichida flăcările. Conform celor declarate de Lucian Jacodi, purtătorul de cuvânt al ISU Sălaj, miercuri după masă, detașamentul de pompieri Zalău a fost solicitat să intervină la un incendiu izbucnit la acoperișul unei pensiuni situată la intrarea dinspre Cluj-Napoca în municipiul Zalău. Pompierii zeloane au intervenit la fața locului cu două autospeciale cu apă și spumă și autoscara pentru salvări la înălțime, cauza probabilă de incendiu fiind în curs de cercetare.